Bun găsit! Astăzi vom continua să explorăm Piața Unirii. Vorbim despre Palatul Pataki, Casa Sfatului, fostul Hotel New York și alte clădiri în care au locuit cândva negustori înstăriți și aristocrați. Dacă vrem să aflăm cum arăta prima discotecă clujană din perioada comunistă, trebuie să aruncăm o privire la subsolul hotelului Melody. Tot în această clădire a existat și un bar de noapte în care se dansa numai pe ritmuri de jazz. Printre cei care au petrecut aici și au băut din vinurile rafinate ale hotelului s-a numărat și Nicolae Ceaușescu. Foarte interesant, în anii 1960 aici s-a înființat primul bar de noapte a Clujului din perioada comunistă și se zvonește, unii spun cu certitudine, că fostul președinte al României Socialiste, când încă nu era președinte, într-o vizită în Cluj și-a petrecut o noapte la acest bar de noapte consumând vin. Se știe că Nicolae Ceaușescu îi plăcea vinul, nu era dependent, dar se pare că aici a stat o noapte întreagă. De asemenea, clujenii mai de vârsta mea știu că aici s-a realizat și prima discotecă modernă a Clujului, jos la subsol. Pe partea aceasta a Aripii de Est, pe colțul Aripii de Est, existau mai bine zis două case. De unde știm lucrul acesta? Din niște fotografii vechi făcute tot de celebrul Francisc Vereș sau Feri Vereș. El este cel care ne-a lăsat o grămadă de sau o mulțime de dovezi în acest sens. Era o clădire cu un etaj și una era pe actuala stradă 21 decembrie, nu era o clădire cu etaj. Această clădire era clădirea fiscului și presupunem că aceste clădiri au fost realizate cam la debutul secolului al XIX, datorită stilului clasic, neoclasic, care caracterizează clădirile. Această clădire a fiscului avea pe lângă și o berărie, o crâșmă. Și, de asemenea, aici aveau loc recrutările în armata habsburgică. Se spune că foarte mulți, așa zici, doritori de a intra în armată, mai mulți sau mai puțin, erau primate ospătați la această crâșmă numită a fiscului și, pe urmă, se trezeau dimineața, și la propriu și la figurat, în rândurile armatei habsburgice, iar serviciul militar în acea perioadă de secol XIX depindea de diversele conflicte, 10, 15, 20 de ani, așa că această clădire a fiscului mai este importantă și pentru că aici a fost prima instituție financiară a Clujului și, de asemenea, în anul 1860, aceste clădiri intră în proprietatea statusului romano-catolic, deci bancherii papalității. Se ridică clădirea cu etaj, iar în 1872, în chirie, a stat un personaj celebru a Clujului, mai puțin cunoscut, un antreprenor numit Plihal, cel care realizează aici un hotel de 30 de camere, hotel cu numele de Panonia. Ei, acest hotel a rezistat până la decesul acestui Plihal, iar în anii 1890-1891 au loc transformări arhitecturale care le-au suportat aceste două clădiri. S-a realizat un turnuleț, s-au realizat două balcoane, cum să vă spun, partea de nord a clădirii astăzi are 12 axe, partea dinspre vest, deci în fața noastră, are 8 axe. Cât s-a mai păstrat din clădirea originală? Mai puțin. În primul rând s-a mărit, pentru că clădirea hotelului Plihal avea 30 de camere, ăsta va avea 36 de camere. A fost un nou proprietar numit Gabor Noti și la construcția acestei noi clădiri contribuie doi arhitecți extrem de renumiți ai Clujului, Benedict Enstrasser, nuanță germană a numelui, și Anton, oricum, Gabor Nod era cunoscut nu numai ca un mare antreprenor, pentru că el a deținut și o cafenea în cadrul clădirii Palatului Banfi, și toată această zonă, clujenii în această perioadă o numeau Nod Gabor, adică Marele Gabor. El era și un cunoscut instrumentist.
pentru că se știe că la concertul lui Franz Liszt din 1879, el și cu alți câțiva muzicieni din Cluj au făcut deschiderea. Bun, această clădire, ulterior, în, după primul război mondial, devine un sediu al maicilor catolice. Un fel de pensiune, pentru că nu putea, și era la standard de hotel, îți explic de ce, nu erau admise bacșișurile, nu era admis vorbitul cu voce tare, îți dai seama, eu n-aveam ce căuta la hotelul ăla, muzica, etc. Și sigur că da, călugărițe catolice întrețineau acest hotel. Din 1940 a avut pe frontispiciu un blazon, să-i spunem, pro Deo, pentru Dumnezeu. După al doilea război mondial, mai bine zis în 1945, această clădire va fi un cămin studențesc, ca ulterior ea să revină la stadiul de hotel prima dată, și un restaurant care funcționa aici și se numea Restaurantul Pescăruș. Am uitat să spun un lucru. Prima dată hotelul, adică am spus că se numea Panonia, dar n-am spus că în timpul lui Gábor Nagy se numea Central. Központi Szálló, deci în limba maghiară. Iar acum, vorbim acum, trecem de, după perioada cu căminul studențesc, Pescăruș se numea restaurantul. Pe urmă, la un moment dat, restaurantul va purta numele de Melody, hotelul se va numi tot Central, iar după Revoluție, și hotelul și restaurantul vor purta numele de Melody, care îl poartă și astăzi. În Piața Unirii, la numărul 31, a locuit un astronom celebru care a lăsat moștenire un cadran solar unic în Transilvania. Acest ceas, desenat în interiorul unei firide, funcționa cu ajutorul unei sârme. Concret, umbra firului metalic indica orele după mersul soarelui pe cer. Suntem în fața clădirii care adăpostește Universitatea, de fostul Institut Andrescu, în măsura în care astăzi este numită Universitatea de Arte și Design. Sigur că ea, în această clădire, de fapt locul unde se află situată această clădire, în toate ghidurile Clujului poartă numele de Volpart Kokos. Kokos în limba maghiară înseamnă cocoș. Dar lumea uită, sau cei care au realizat ghidurile, să spună că pe acest spațiu erau aceste clădiri renascentiste, iar încadramentele lor se află în cadrul lapidarului Muzeului de Istorie. Cine au fost respectivele personaje? Primul a fost Adrian Volpart, a fost un paroh al Clujului, un învățat, un renascentist, și a făcut școala la Bologna și a ridicat, el a pus bazele acestei case. Se știe că în anul 1581, urmașul său, acum aici la urmașul său nu se știe precis, unii spun că este fratele său, alții spun că este fiul său, Ștefan Volpart, care devine și jude primar al Clujului, un fel de primar al Clujului, care era și el un astronom, un matematician, organizează curtea interioară și ăsta și-a făcut studiile în Viena și la Wittenberg, în Germania, unde au fost afișate celebrele teze ale lui Martin Luther. Decedează, iar toată această construcție este terminată de al doilea soț al văduvei lui Ștefan, Kokos, cel care era un renumit astronom, și datorită lui avem înăuntru, în curte, un zodiac cu 10 zodii, extraordinar de frumos, și de asemenea avem un ceas relevant care datează din 1602. Un ceas care este, cred că, unicat. Acum, sigur, primul ceas noi am vorbit și în cadrul Bisericii Calvaria, de un ceas care este ghidat de soare și de cadranele pe care cum arăta ora. Sigur, clădirea aceasta ce o vedem acum a intrat în posesia mai multor proprietari, a intrat și în posesia unui celebru Bogner numit, care avem numele său specificat în pietre din lapidariul, din cadrul lapidariului Muzeului de Istorie, apoi celebrul Lințec, cel care a salvat Clujul de la ocuparea sa de către turci în 1660, și ajunge în
custodia sau în proprietatea unui aurar foarte bogat, Alex Fatmari, care construiește, deci distruge vechile clădiri, dar nu toate, deci nu le vandalizează. Construiește această clădire cu etaj, cu vezi în interior și în exterior, cu celebrele cărămizi clinker, și era destinată unei bănci, băncii ardelene. Foarte interesant că foarte multe artefacte de aici sunt duse și de acest Elec Sotmari în casa de care noi am vorbit, de la numărul 37, de pe strada Republicii, unde a stat celebrul arhitect al Clujului, Ludovic Pachei. Clădirea ulterior a fost dată în 1994 unei bănci care a făcut modificări, din păcate nu neapărat profesioniste. Astăzi o putem vizita intrând pe poarta dinspre strada Eroilor. Sigur, aici a funcționat și o celebră librărie și papetărie în perioada comunistă, numită George Coșbuc. Clădirea de lângă poartă numele Potocki Teleki. Am mai spus lucrul acesta, purtau numele unor celebre personaje ale Clujului de atunci, aristocrați sau negustori foarte bogați sau meșteșugari înstăriți. Ceea ce vreau să spun, că această familie Potocki, care a dat Clujului mulți profesori, mulți oameni de cultură, a venit în Cluj adusă de principele Gheorghe Racoți I. Ei au construit casa pe o proprietate a bisericii reformate, bineînțeles, au cumpărat de la biserica reformată spațiul, au ridicat în jurul anului 1790, iar casa ulterior a fost vândută unui conte de Teleki și contese, care, sigur, își pun amprenta asupra sa. Unul dintre acești reprezentanți, care a fost un celebru istoric, Teleki, îl va găzdui aici pe celebru revoluționar militar polonez, Iosif Bem, care a condus armata revoluționară maghiară și care a intrat în Cluj în data de 24 decembrie 1848, eliberând orașul de trupele austriece. Generalul Bem și faptul că el a locuit aici la etajul 1, este o plachetă care specifică scrisă în limba maghiară, spune etajul 1 pentru că celelalte două nivele au fost ridicate mai târziu, după anul 1950. Astăzi, sigur, nu s-a mai păstrat cadrul original al clădirii. Astăzi o vedem cum arată. Intrarea este de pe strada Eroilor. Are niște subsoluri teribil de interesante, foarte vechi, de la vechile case care au fost aici. Și demn de relevat că aici, în general, casele astea cu ștaif aveau la parter magazine celebre. Aici a fost și o papetărie celebră. A fost și un magazin de modă celebru, o croitorie celebră, un restaurant celebru. În perioada interbelică, perioada comunistă, astăzi găzduiește o farmacie, iarăși cu ștaif. Deci, asta este celebra casă de pe colț. În secolul al XVI-lea, pe latura de sud a Pieței Unirii, exista o clădire numită Casa Sfatului. La parter se adunau judecătorii orașului, iar la etaj discutau senatorii. Aici se luau deciziile capitale. Atunci când un cetățean era condamnat la moarte, cineva trăgea de clopotul aflat în turnul edificiului. Suntem în fața vechii primării a Clujului. Pe acest spațiu să avem date concrete, mai bine spus din 1537, că se afla Casa Sfatului, așa era numită în acea perioadă. Pe urmă știm precis că în mijlocul secolului al XVII-lea, în 1650, s-a construit o nouă casă care era foarte frumos pictată cu 7 simboluri ale orașelor libere regești, ale Transilvaniei, și de asemenea erau vreo 60 de maxime. Maxime latine care erau nu neapărat din Biblie, din Vechiul sau Noul Testament, deci era o casă care era prevăzută și cu un turn, și turnul respectiv era, sigur că da, dotat cu un clopot, care întotdeauna bătea clopotul când erau execuții la moarte. Deci numai atunci era clopotul, era tras, da. Cui aparținea această casă? Pe casa asta sigur că aparținea clujenilor, și bună întrebare, pentru că vom vedea că la construcția celui de-al treilea edificiu care îl avem acum,
au participat obligatoriu toți clujenii la muncă, să-i spunem, voluntară. Ori au plătit o sumă de bani, ori efectiv au lucrat. Dar cum s-a ajuns la această nouă clădire? Vechea clădire, deci a doua, mai bine zis, a suportat un incendiu în 1775, iar apoi în 1798, noi am mai amintit în alte seriale, a fost un incendiu devastator în Cluj, care a distrus și această clădire și au fost angajați doi maestri ai arhitecturii, Anton Kagerbauer, un tip care îi datorăm foarte multe construcții din Cluj, și un tip mai tânăr, Iosif Bom, care adaugă elemente ale renașterii florentine. Vedem, casa este o îmbinare de stiluri, are în centru trei tracturi pentru a intra trăsurile, acum intră și mașinile, au și lateral. Și bineînțeles, ea comunica și cu strada din spate, strada Nice Brăteanu de astăzi sau strada Cogălnicianu, era un fel de pasaj. Acum nu mai este și foarte important că avea în dreapta, când o luăm frumos pe scări, acele scări erau decorate cu tot felul de efigii, cu tot felul de simboluri medievale luate din vechea sau din cadrul vechii porți a mănășturului, demolată în 1843, și mă refer la emblemea lui Racoții I, al lui Racoții al II-lea și alți principi. Dar aceste semne au fost curățate, între ghilimele, în 1986 de autoritățile comuniste și marea lor majoritate se află tot în cadrul lapidarului de istorie a Muzeului Transilvaniei, adică lapidariul medieval. Sunt niște pietre extrem de relevante pentru istoria Clujului și foarte valoroase din punct de vedere al istoriei, al faptelor care s-au întâmplat. Am uitat să spun că această casă a fost lărgită în cea de-a treia ei construcție, adică între 1843-1846, aici era o casă parohială a unitarienilor și un loc de rugăciune care a fost cumpărat și adăugit terenului pe care se va realiza această primărie, care era mai lată decât primele două. Lipită de ea, la numărul 2, să spunem, este casa care a aparținut unui celebru negustor, Shimai, și este o casă în care astăzi, la etajul ei superior, este sala în care se oficiază cununiile. Să știi că foarte multă lume care, mai ales înainte de 1989, că aici era locul de cununie, nu știa că, de fapt, locul cununii este în casa asta altă. De emoții credeau că acest act oficial și frumos în viața oamenilor este în casa primăriei, dar era lângă. Sigur, casa Simoi, de la numărul 2, aparținea primăriei, dar nu era în casa veche. Foarte mulți au fost induși în eroare de acest lucru. Pe urmă, avem la numărul 3, astăzi este o celebră, de fapt toate aceste case de pe aripa de sud păstrează aerul cel mai vechi al Clujului, mai ales la subsol. Și de ce? Pentru că ele au fost demolate mai târziu, acel secol XIX, când era un boom arhitectural și economic al Clujului, de care noi am mai discutat. Și de aceea ele păstrează foarte multe elemente din Clujul medieval. Dar la numărul 3, ce vreau să spun, astăzi este Cofetăria Carpați, era un celebru restaurant în perioada comunistă numit Pelișor. Un restaurant în care de la, să-i spunem, Pierde Vală până la profesor universitar, asta era poate și farmecul, toate categoriile sociale erau prezente. Era un brand al Clujului pe lângă Croco, Arizona, Dorvaș, Katanga și altele. O casă extrem de importantă, nu numai prin maxime care se găsesc acolo și prin construcții. Este casa de la numărul 5, care a aparținut fratelui lui Peter Filstic, Laurențiu Filstic. Și el era aurar și el era un bancher celebru care colabora, bineînțeles, cu principii Transilvaniei, cu Gabriel Bethlen, monetăria Clujului. În centrul pieței se află o bijuterie arhitecturală care datează din secolul 20. Fațada clădirii a fost decorată cu personaje mitologice, dar și cu un simbol masonic.
Am ajuns în fața numărului 7 din actuala Piața Unirii, clădire care reprezintă astăzi Banca Națională a României și care a fost construită între 1912-1913 după planurile unui arhitect celebru atunci, Edet Vorac, și antreprenor a fost un personaj extrem de celebru a Clujului, David Sebeșten, un evreu ortodox, adică evrei ortodox sunt evrei care țin strict de religia iudaică, să nu se înțeleagă greșit această frază, cu numele de Smil, era numele lui Sebeșten, născut la Cuzdriu, care a creat un imperiu antreprenorial datorită priceperii sale și lui datorăm multe clădiri ale Clujului de sfârșit de secol XIX și început de secol XX. Această clădire, sigur, a fost bancă și înainte și în perioada interbelică a funcționat tot ca bancă. Este, se vede clar, stilul eclectic, cu simboluri, cu simbolul zeului Apollo și, dacă suntem mai atenți, sus, este simbolul stupului. Stupul care este un simbol și al băncilor, dar este un simbol și al francmasonilor. Aici nu trebuie să exagerăm, nu cred că are legătură cu francmasoneria, ci are legătură cu băncile. Clădirea care este lângă, la numărul 9, tot antreprenor este David Sebeșten, este numită Palatul Sebeșten pentru că se întinde până în apropiere de Biserica Piaristă. Este o clădire care a fost construită ceva mai repede cu un an decât clădirea ce-am amintit-o adineori, cam în 1910-1911. Doi arhitecți din Budapest au fost angajați și aici, la mezanin, a funcționat prima societate de asigurări, bineînțeles societate maghiară, trebuie să amintim, pentru că asta era perioada de debut de secol 20. De asemenea, aici erau apartamente de lux, pentru că marea majoritate nu erau destinate instituțiilor. Și în aceste apartamente de lux au stat foști primari, Clujul, cum a fost Nicolae Drăganu și foste personalități. De asemenea, astăzi este în acest spațiu Uniunea Scriitorilor Români, filiala Cluj, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Cluj, reviste clujene care se detașează tribuna. Jos este o celebră librărie, astăzi numită Librarium Universității, care a purtat numele de Cartea Rusă și inițial a purtat numele celebrului avocat Cioflec, așa s-a și numit, cel cu, de care am vorbit în cadrul Palatului Banfi, cu acea colecție splendidă care a lăsat o moștenire. Și astăzi o parte din clădire a fost revendicată, bineînțeles, de către urmașii celebrului David Sebeșten, în care chiar la capăt este astăzi un cinematograf numit Arta, s-a mai numit Select, cinematograf făcut în 1913, aparține tot de această clădire și o parte din clădire a fost retrocedată proprietarilor de drept. În Piața Unirii se află de peste 100 de ani și o fantomă a trecutului interbelic. Vorbim despre Hotelul Continental, o clădire încărcată de istorie și povești. Aici puneau țara la cale scriitori, artiști și gazetari. Inițial, pe acest loc, să fac o scurtă istorie, a existat la sfârșitul secolului al XIX-lea un hotel numit Național, Nemzeti Sala, care a fost demolat pentru că nu corespundea standardelor de atunci a Clujului și s-a construit clădirea pe care o vedem noi acum, numit New York. Hotelul s-a numit New York. De ce s-a numit New York? Pentru că un chiriaș bogat care a venit să stea o perioadă în cadrul acestui hotel a adus mobilier de la Budapesta, de la hotelul New York. Și atunci acest hotel a fost numit și el Hotelul New York, un hotel celebru care va purta numele de New York și în perioada interbelică. Avea o cafenea de asemenea celebră, unde în 1921, amintesc, s-a înființat o revistă literal-cultural și științifică într-un fel, Gândirea, apoi s-a mutat la București această
revistă. Ceea ce pot să spun în perioada contemporană, mă refer după anul 1989, hotelul a intrat într-o degradare evidentă, a intrat pe mâna unor alți proprietari, primul a fost Tămaș, un tip din Alba Iulia, care a vândut unui alt tip, a remis Ioan Ben, nu știm astăzi, oricum, după restaurarea acestei clădiri, care a fost proiectată, să nu uităm, de celebrul Ludovic sau Lajos Pachei, astăzi, după zvonuri, se pare că nu va mai fi hotel pentru că nu răspunde standardelor de astăzi, adică nu are un loc de parcare și va fi destinat întrunirilor literale și culturale ale Clujului. Cel puțin așa știu și la sus, la etaj, va fi organizat un restaurant. Trebuie să amintim că în acest perimetru de confluență a clădirii fostului Continental sau Hotel New York cu librăria Universității Cioflec sau librăria Universității cu Palatul Redei a avut loc prima manifestare spontană anticomunistă care s-a soldat cu 20 de morți, presupun că 6 au mai murit și în alte părți ale Clujului, mă refer în Piața Mărăști și lângă Astoria. Aici a fost prima revoltă anti-ceaușistă, unde au fost împușcați cei care au protestat. Sigur, în cinstea lor sunt plachete de comemorare și să nu uităm, repet, lucrul ăsta merită. Artistul Liviu Mocanu a realizat acest ansamblu Stâlpii Împușcați, unde sunt comemorați eroii Revoluției Române de la Cluj, pentru că aici Revoluția a izbunit în 21 decembrie, armata a tras în 21 decembrie, cam la orele amiezii, într-o joi, împotriva acestor protestatari. Merită să amintim, pentru că datorită lor avem o serie de libertăți astăzi. Deci această zonă e încărcată de istorie. Noi am reușit numai să facem un scurt parcurs al istoriei acestei zone. Sigur că dacă intram în mai multe detalii, aveam mai mult de spus, dar este plină de istorie. Și probabil vor mai interveni lucruri noi, mă refer dacă se va mai săpa, pentru că știm foarte bine, m-am amintit, aici este acoperit cu sticlă celebru sit roman, care reprezintă un zid roman și un loc de, un fel de apartament roman, în fața statuii regelui Matia Corvin. Această piață încărcată de istorie este și astăzi, poate, punctul zero, nu poate, sigur, punctul zero a Clujului, mai ales că în fața librăriei Universității este o bornă militară pusă în timpul Austro-Ungariei, care la un moment dat, la niște lucrări de asfaltare, a dispărut o perioadă, dar a fost repusă. Un lucru care clujenii îl țineau extrem de mult, un fel de borna clujenilor, este în fața sau pe diagonala ieșirii de la librăria Universității. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.